Bună dimineața, bine v-am regăsit. Doamne ajută, o nouă zi, același prieten am putea spune, Neptun TV și Radio Dobrogea și aceeași emisiune Face Press, dar zi de zi cu alte subiecte și cu alte întâmplări și comentarii. Suntem în ultima săptămână de campanie și încep să se epuizeze gloanțele candidaților prezidențiale, pentru că noi avem o campanie prezidențială pe sistemul gloanțelor, adică se împușcă unii pe alții. În declarații, în afirmații, în acuze, în contre, în tot felul de lucruri, știți? Și acum, pe măsură ce te apropii de final, parcă se epuizează imaginația, adică, mă, ce să mai zici, ce să-i mai faci, ce să mai... Că în țara asta nu suntem în stare să discutăm pe proiecte, ce vrem să facem, unde vrem să ajungem. Nu, la noi campania electorală e pe bază de las că eu zic eu, știi? O temă aruncată în discuție de unul din candidați a fost aceea a taxelor și impostelor. Probabil din dorința de a speria electoratul, a zis unul din candidații la prezidențiale, care are niște surse că de la anul codul fiscal va avea niște modificări majore, că se vor mări taxele și impostele, că se va introduce impozitul progresiv. Motiv pentru care premierul României, că e și în postură de candidat, s-a văzut în postura de a reacționa. E cumva dificil acum pentru domnul Ponta să fie și premier la guvern și candidat la prezidențiale. Știi? Adică el mai mult săracul, dacă e să mă gândesc așa, încasează. Că e la butoane, cum s-ar zice, e la conducere, știi? Dar a ieșit ieri într-o declarație de presă și a spus că anul viitor nu va crește nicio taxă și niciun impozit. Asta ar trebui să o scriem undeva, să o ținem minte. Nu de alta, dar dacă se întâmplă, să-i o aducem aminte. Vreau să spun foarte clar și să fac un apel la seriozitate, deși în ultimele zile am văzut foarte multă ipocrizie și neseriozitate din partea celor trei candidați. Nu le dăm numele, că nu vrem să facem multă campanie electorală aici. Anul viitor, zice premierul, nu schimbăm nimic la niciun fel de taxă. Nu se schimbă cota unică, nu se schimbă TVA-ul decât în jos. Dacă reușim și cred că vom reuși să reducem TVA la 9% pentru fructe, legume, produse bio și carne, nu se schimbă nimic din ceea ce privește filozofia fiscală. Tot ceea ce am adoptat până acum este încadrat în veniturile pe care le avem în acest moment. Restul, prostii și minciuni, zice premierul, sigur referindu-se la declarațiile politico-electorale. Acum, ideea este și următoarea. E bine, dacă stai să te gândești dintr-un punct de vedere, că nu crește nicio taxă, niciun impozit. Pe de altă parte, dacă reducem anumite taxe și impozite, totuși te gândești, așa, matematic vorbind, de unde acoperi diferența la buget. Și ea se acoperă din două mari chestiuni. Fie România începe să producă și economia românească începe să meargă bine și atunci generează niște surplusuri de venit la bugetul de stat și atunci sigur că îți permiți să mai reduci niște taxe, fie crești unele în zone de astea mai speciale, cum ar fi taxa pe lux, taxa pe viciu, taxa, nu știu, pe zbor, taxa pe chestiuni de astea la care n-are acces marea majoritate a populației, zice. De exemplu, taxa pe iaht. Toată lumea are iaht. Da? Că suntem aici la malul mării. Dar, dincolo de asta, remarc și putem observa cu toții că avem o campanie electorală care nu știu cât de mult a epuizat candidații, dar, sincer, pe mine unul m-a obosit. Adică mă așteptam să văd și eu niște lucruri mai serios dezbătute, mai în ton așa de preocupare față de cetățenii acestei țări. Aici, colo, au mai fost, să zicem, tentative și uneori chiar au fost întinse în mare, așa, niște subiecte. În rest, avem de-a face cu o campanie electorală, după mine, care nu se mai încadrează în România anului 2014. Hai să zicem cu toată îngăduința, o spun așa, cu foarte multă îngăduință, am înțeles, după Revoluție am ieșit din dictatură, simțeam nevoia să
ne folosim libertatea de expresie la maxim și să ne răzbunăm pe tăcerea impusă din comunism și am început să zicem, să facem, să dregem, să acuzăm și... Bun, după aia am intrat într-o zonă de asta în care s-au discutat și chestiuni referitoare la poziția României în Europa, în NATO. Erau acele perioade când aderam sau nu aderam, când aveam și războiul din Kosovo și alte frământări pe lângă noi. Acum am ajuns într-un context global foarte diferit față de anii 90. Mă așteptam la un alt discurs. Din păcate constat că, să zic așa, unii candidați, și nu dau nume, repet, nu îmi inspiră încredere. Adică dacă ei așa gândesc ei că se conduce România practicând un discurs total paralel cu problemele noastre ale cetățenilor, eu nu zic acum președintele să rezolve tot, că mai este și ispita asta, că președintele să facă, să dreagă, să crească, să scadă, să taie, să nu taie, să dea, să... creeze, să nu creeze și nu, președintele nu-i premier, da? Totuși, președintele are o altă postură într-o țară. Nici asta nu s-a înțeles și nici ei nu se chinuie să ne explice, din păcate. Avem însă și bucurii, bebelușii care se vor naște la Constanța, la Spitalul Clinic Județean, vor fi testați cu un aparat special pentru depistarea precoce a surdității. Există date destul de serioase în domeniu. 2 la 1000 dintre bebeluși se nasc cu grave probleme auditive. Problema este că n-ai cum să-ți dai seama la naștere și câteva luni după dacă el are sau nu probleme auditive, pentru că e încă mic bebeluș. Ei bine, acum un aparat a fost donat de Asociația Audio Sofia din București, un aparat care mai este deținut de alte 6 spitale de stat din România și care permite testarea bebelușilor din punct de vedere auditiv. Haideți să urmărim materialul video realizat de colegii de la Reporter Neptun TV. Bebelușii din secția de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență Constanța pot fi testați cu un aparat care ar putea să indice dacă se confruntă sau nu cu probleme de auz. Aparatul de depistare precoce a hipoacuziei, care costă peste 4.000 de euro, a fost donat de Asociația Audio Sofia, înființată de medici de la Spitalul Marie Curie din Capitală. În județul nostru sunt 60 de copii cu astfel de probleme. Depistarea surdității precoce și aplicarea unor măsuri de tratament precoce, deci cu alte cuvinte, când copilul este mic, duce la rezultate optime. Până la 3 luni ar trebui să fie un copil diagnosticat dacă are hipoacuzie și până la 6 luni cel târziu el să fie deja protezat auditiv. Din păcate, până acum, cei mai mulți dintre copiii care suferau de surditate erau diagnosticați foarte târziu. Părinții sau bunicii alergau la medic atunci când observau că timpul trece, iar cei mici nu știu să rostească nici măcar un cuvânt și nu sunt atenți când se vorbește cu ei. Ce e mai trist este că uneori primeau și un diagnostic greșit. Am avut chiar copii chiar din Constanța, că de a ajuns la 5 ani cu diagnostic de autism. Fusese la oreliș, fusese peste tot la logoped, lucra de 2 ani și copilul avea diagnostic de autism și săracul că era sub bocnă. L-am protezat și acum e la școală normală. Deci nu era autism. Nu era deloc autism, deci nu putea să comunice fiindcă n-auzea nimic. Din motive, da. Această aparatură a ajuns în 7 centre din țară și de ea vor beneficia anual 12.000 de bebeluși. Odată ce hipoacuzia este depistată cu acest aparat, pentru bebeluși începe tratamentul. Copiii de la Constanța vor fi consultați de medici de la Spitalul Marie Curie din Capitală și, în funcție de gravitatea problemei cu care se confruntă, vor fi protezați sau, în cazuri mai grave, vor suferi o intervenție chirurgicală de implant cohlear. Orice tehnologie cred că e benefică, să știm din pripă ce ar putea avea bebelușul, e normal, decât să aflăm mai târziu și să nu se mai poată trata. Eu cred că cu siguranță sunt foarte binevenite. În acest moment, 54 de copii din România care au nevoie de implant cohlear sunt pe lista de așteptare și speră la o minune. Prețul unei astfel de intervenții se ridică la aproximativ 25.000 de euro și tocmai de aceea medicii spun că prin programul național numărul implanturilor este extrem de limitat. Simona Deacu din Constanța, acum studentă și pictoriță, și-ar fi dorit ca problemele ei de auz să fie depistate la timp, însă abia
la vârsta de 3 ani și jumătate. Medicii au diagnosticat-o cu surditate și abia la 18 ani a trecut printr-o operație de implant cohlear. De atunci, progresele ei sunt remarcabile. Sunt puternică, sunt om normală și poate mulțumită. Acum sunt artistă în pictură, la grafică. Fac peste desenate, publicitate, București. Simona spune că atunci când urechile nu o ajutau să audă, asculta cu inima glasul mamei, iar emoțiile sale din toată această perioadă și le răsfrânge acum în artă. Se bucură că toți bebelușii hipoacuzici vor primi o șansă din timp pentru recuperare și nu vor trece astfel prin suferința ei. Da, este foarte important și este bine când tehnologia ne permite să ne îmbunătățim starea de sănătate sau măcar să observăm la timp eventuale probleme ce pot apărea. Singura chestiune cu care eu mă lupt interior, ca să spun așa, uneori este această chestiune a prețurilor enorme când vine vorba de chestiuni de viață și de moarte în domeniul medical. Adică auzi tot felul de cazuri, boli foarte grave și depind, acei oameni efectiv depind de operația care trebuie neapărat să o facă și când auzi de prețuri din astea de zeci de mii, sute de mii de euro pentru salvarea unei vieți, te gândești dacă nu cumva sistemul medical se uită mai mult la om ca un fel de piață decât la om ca om, înțelegi? Ca semen al lui. Asta este o chestiune cu care mă zbat eu încă interior, că nu înțeleg, am mai încercat, mi-am mai explicat doctorii că sunt costuri, sunt tot felul de lucruri. Adică, sigur, toată tehnologia asta care investim nu e și... E o legătură foarte... Asta se vede în mare parte a lumii noastre. E vorba de multă tehnologie, tehnologia este, cum să spun, descoperită de cercetare, dar tehnologia implică costuri, ea devine afacere, devine piață, caută profit și discuția e foarte lungă și foarte amplă. Nu o să stăm noi aici să rezolvăm pe loc subiectul, dar mergem la următorul subiect care este la fel de interesant pentru că vorbim de economie și de economii mai ales. Românii o vreme au trăit cu iluzia că dacă îți pui banii la bancă, ești câștigat, pentru că iei dobândă și așa îi înmulțești. Foarte multă lume credea că banca e un fel de Caritas, bagi un leu și scoți vreo doi. Nu e chiar așa. Banca, de fapt, este o afacere privată care, înainte să te gândești tu la profitul care îl scoți din bancă, se gândește ea la ce profit scoate de pe urma ta, că de aia e afacere, știi? Uite un calcul interesant făcut de o societate în România. A luat în calcul dobânzile pe care le câștigă clienții băncilor românești la un produs, de exemplu, depozitul pe 3 luni. Dacă românul pune într-un depozit de 3 luni 50.000 de lei, câștigul lui este următorul. Retrage din depozit între 4.973, adică pierde niște bani, și 5.039 de lei, adică totuși câștigă niște bani, mai precis 39 de lei în 3 luni. 39 de lei în 3 luni, la o sumă de 5.000 de lei, așa este calculul. Sunt luate pe Ziarul Financiar, sunt luate diverse bănci, diverse dobânzi. Dobânda la un depozit pe 3 luni variază între 2% și 3,75%. Asta înseamnă un câștiguleț acolo, dar sigur că pe drum ce vine... Pe drum vine comisionul, vine taxa de administrare, vine mai știu eu ce, vorba aia, toată lumea e supărată pe bănci cu clauzele astea abuzive. Subiectul a dispărut așa deodată. S-a rezolvat tehnic undeva, practic n-am senzația că s-a rezolvat ceva. Eu nu sunt client al niciunei bănci, mă vânează băncile. În fiecare săptămână primesc câte un telefon. Bună ziua, bună ziua, știți, avem un produs. Doamnă, zic, dar de unde aveți numărul meu? Păc, brusc, se întrerupe discuția. Știi? Adică, da, e o chestie așa, te vânează, te caută, e ca la desenele animate, știi, când vedeau direct friptură pe farfurie, pe protagoniști. Deci dacă vă duceți banii la bancă, știrea asta ne spune de fapt că nu luați mai nimic, ba riscați chiar să pierdeți. Deci cum ar veni, vii cu 5.000 de lei la bancă pe 3 luni, tu practic împrumuți banca, ca asta faci, banii tăi îi dai băncii, banca după aia se folosește de ei. Și după 3 luni iei 4.973, adică îți mai ia și niște bani.
Sau hai să zicem că nimerește o bancă mai generoasă și îți dă 5.039, adică 39 de lei în plus. Merită toată zdrobirea aceea cu semnătură, cu hârțoage, cu plimbat la bancă, cu stat la ghișeu, cu discuții, dar nu vrei să vă mai dăm și nu știu ce, adică știi, e mult până zici că vreau ceva și începe, da, mai avem și altceva, vă mai dăm și altceva, poate vreți și car, poate vreți și nu știu ce asigurare, dar poate vreți și nu știu ce, nu, vreau să scap de voi, dacă se poate, să scap repede și ieftin, ieftin, adică am nevoie de voi, dar nu vă iubesc, clar, suntem într-un parteneriat forțat, cum ar veni. Cam asta am eu senzația că se întâmplă cu băncile din România. Mergem pe Telegraf, unde citim o știre, e în ton românesc știrea asta, pentru că se întâmplă. Ieri Radet Constanța a anunțat că datorită temperaturilor căzute dă drumul la agentul termic, prețiosul agent termic, să vină pe țevile noastre, bătrâne sau mai tinere, cum or fi ele, și să străbată voios caloriferele, încălzindu-ne spațiile în care locuim și prin asta dezmorțindu-ne și pe noi. Că vremea a fost destul de friguroasă afară. E, bineînțeles că s-au găsit unii să zică, dom'le, dar la noi n-a ajuns agentul termic. Există o explicațiune tehnică, desigur. Ora a întârziat, gândesc că dacă stai mai departe de CET, poate întârzi agentul. Nu e cazul, e o explicație neinginerească. Explicația inginerească vine pe Telegraf. Constanțenii care nu au avut căldură în calorifere ieri trebuie să se liniștească și să coboare la subsol, să deschidă vanele, au declarat reprezentanții Radet Constanța, care ieri a fost asaltat, pur și simplu Radetul, de constanțeni nemulțumiți pentru a se plânge de întârzierea furnizării căldurii. Nemulțumirile lor au fost cauzate și de faptul că asociațiile de proprietari, de fapt, au uitat să deschidă vanele închise în primăvară. Bine, acum a fost un caz destul de interesant pentru că n-a mai fost acea perioadă. Eu țin minte că înainte Radetul ne anunța, atențiune, se fac probe la rece, probe la cald, dacă aveți probleme în caloriferele, veniți și sesizați. Acum a venit frigul peste noi, pur și simplu n-a mai stat. Intrăm, cum se spune, cu probe reale direct, fără să mai facem multe probe. Asta poate fi o explicație, că nu sunt vanele deschise. A doua explicație, cred eu, poate fi și la punctele termice. Poate că uneori și punctele termice au uitat să dea drumul către asociațiile de proprietari, că a mai stat de vorbă pe aici, pe colea, și au zis, domnule, noi am deschis vanele, dar n-a venit nimic. Acum, sigur, fiecare de la caz la caz, dar se poate întâmpla, să știți că ăsta este un lucru tipic românesc. Adică românii, înainte să fie mai lucizi și să analizeze situația, se repet să comenteze. Dom'le, a zis Radetul că dă drumul la căldură și la mine n-a ajuns. Păi ia uite-te, ți-ai deschis robinetul la bloc acolo, așa? Adică trece și de zidul blocului, cum ar veni? Am mai văzut eu cazuri când afară e iarnă, se topește zăpada pe unde sunt țevile, că, mă rog, țevile mai pierd căldură. Și în bloc e rece, pentru că tot așa, au uitat să dea drumul la vană sau s-a întâmplat o defecțiune, au schimbat o țeavă și după ce au schimbat au lăsat așa, n-au mai dat drumul la vana respectivă. Adică, în cazul în care aveți probleme, Radet spune că puteți comunica problemele pe care le întâmpinați la punctul termic la care sunteți arondați sau la dispeceratul Radet care funcționează în regim non-stop, mai spune Telegraful, avem și un număr de telefon 0241-616-792, telefonul dispeceratului, unde dacă aveți probleme în caloriferele, puteți să le sesizați. Mergem pe știrile TVR, unde în Ungaria, la Budapesta mai exact, o altă problemă interesantă mi s-a părut, frământă societatea ungurească, peste 10.000 de oameni. Cât durează să strângi în România la un protest 10.000 de oameni? Deci, de-abia îi strângă pe la acțiunile electorale, știi, partidele. Peste 10.000 de oameni au demonstrat duminică seara la Budapesta împotriva premierului Victor Orban. Motivul este unul absolut interesant pentru mine, pentru că autoritățile ungare au lansat un proiect de lege care prevede taxarea traficului pe internet. Mai precis, stați așa că avem și o cifră,
gigabyte-ul de date traficat pe internet și un gigabyte. Că dacă te uiți la 3 site-uri de știri, 2 sesiuni de Facebook și mai te uiți și un clip video pe net, gata, pe YouTube mai ales, a zburat gigabyte-ul. E, fiecare gigabyte se vrea a fi taxat cu 61 de eurocenți. Tu îți dai seama? În condițiile în care cu 2 cenți ții abonament de date interesant pe telefonia mobilă. Mii de unguri au fost foarte supărați. Haideți să vedem materialul video de pe TVR. Cu telefoanele inteligente în aer, într-un gest sfidător la adresa guvernului, mii de unguri au protestat aseară față de propusa taxarea traficului pe internet. Guvernului Victor Orban vrea introducerea unei taxe de 61 de eurocenți pentru fiecare gigabyte de date transmise. În acest fel, cetățenii nu vor mai avea acces la adevăratele știri politice, la educație și informații și nu putem permite așa ceva în secolul al XXI-lea. Demonstrația a fost organizată de un grup de pe Facebook și a adunat peste 10.000 de oameni în fața Ministerului Economiei. Internetul îi conectează pe oameni și nu ar trebui limitat. Pot să taxeze țigările și alcoolul, dar nu internetul. Copiii învață multe lucruri de acolo. Este o bună ocazie pentru mulți să vină aici să-și exprime nemulțumirea față de politicile economice ale acestui guvern. Și aceasta este doar o mică parte. Interesant este că acest subiect a adunat atât de mulți oameni. A fost cel mai mare protest antiguvernamental din ultimii 2 ani. Demonstranții au dat executivului un ultimatum de 48 de ore pentru retragerea acestui proiect de lege. În caz contrar, mâine sunt programate noi manifestații. E vorba de astăzi, că știrea este de aseară. Problema este alta. Mie mi-a plăcut răspunsul autorităților ungare. Știi? Că după ce au văzut protestul ăsta, au trebuit să zică ceva. Și au zis, populația trebuie să stea liniștită. Nu utilizatorul final va fi taxat, ci furnizorul de internet. Explicații ca la român. De-aia uneori Budapesta e București, știi? Păi și dacă firma care îți furnizează internetul e taxată de stat, ea de unde își recuperează banii? E o întrebare, cum să spun, asta a fost așa, un răspuns de genul, am vorbit ca să nu tăcem, știi? Da, e interesant pentru că la ora actuală, repet, nu multe zone ale planetei se mai ocupă cu producția, cu facerea serioasă de bani. Majoritatea producției planetare este în mâna unor mari producători, mari industriași, mari afaceriști. Restul, până și guvernele spun anumite analize economice, au ajuns, cum să spun, abonate, e un termen eufemistic, așa, dar nu vreau să spun sclav. Până și guvernele au ajuns abonate la afacerile acestor mari industrie, așa, adică bugetele țărilor au început să depindă de afacerile care merg în acele țări. Nu ni se spune că dacă avem economie, adică dacă vin investitorii din taxele și impozitele lor, primește bugetul și trăim și noi? Așa ni se spune, e foarte logic. Dar, pentru că, repet, țările nu prea mai produc nimic, se gândește și ele ce să taxeze, și anume serviciile. Și se taxează orice mișcă. Cum la ora actuală domeniul IT mișcă foarte bine, pentru că este viitorul și este societatea pe care am construit-o. Totul este digitalizat, totul este internetizat, totul este legat prin fire văzute sau nevăzute la traficul mondial de date. Și atunci au zis oamenii, păi de ce să nu taxăm noi datele astea care circulă? Fie că taxăm benzina care circulă prin conducte, fie că taxăm curentul electric care circulă prin fire, n-am putea să taxăm și datele care circulă între diverse terminale. Interesantă imaginea asta a demonstranților care au protestat ridicând toți telefoanele mobile. Foarte interesant, nu? Adică un fel de lumânare a viitorului. Cam așa ar veni. Bun, hai la ultimul subiect, repede, ca să încheiem prima parte a Free Express-ului. Mergem la domnul Vladimir Putin, care într-un discurs recent al său a criticat dur politica antirusească dusă de Occident și dorința Statelor Unite de a stabili o nouă ordine mondială. La Sochi, președintele rus a participat la o sesiune de comunicări a clubului Valdai, vinerea trecută, și a susținut acest discurs care s-a axat în jurul temei ordinea mondială, noi reguli sau jocul fără reguli. Președintele rus a adresat critici
dure politicii antirusești duse de Occident, precum și dorinței Statelor Unite de a stabili o nouă ordine mondială. Deci Putin îi acuză pe americani că vor să construiască o nouă ordine mondială. Liderul rus a criticat Statele Unite și aliații, acuzându-i de distrugerea sistemului actual de securitate mondială și a mai specificat faptul că obiectivul principal al politicii externe mondiale este construirea unui nou sistem de consens global care să nu permită declanșarea de noi conflicte. El a mai lăsat să se înțeleagă că în pofida sancțiunilor și a răcirii relațiilor sale cu partenerii occidentali, Rusia nu intenționează să se izoleze de restul lumii și este pregătită pentru dialog cu Occidentul. Bine, aici cu toți în locul termenului dialog trebuie să înțelegem cuvântul negociere. La ora actuală, dialogurile astea la nivel global înseamnă negocieri, ca să ne înțelegem. Negocieri de putere, de influență, de ce vreți dumneavoastră. Negocieri, în sensul cel mai... Asta este limbajul diplomatic, să spui unele lucruri cu alte cuvinte. Da? Adevăruri nerostite, dar lăsate de înțeles. Rusia insistă asupra continuării convorbirilor, da, observați, pe tema reducerii arsenalului nuclear și este dispusă să discute punctual pe tema neproliferării nucleare. Cum credeți că sunt discuțiile astea, dacă nu adevărate negocieri? Gata, haideți să luăm pauză, prima parte a emisiunii se sfârșește aici, câteva minute de pauză și revenim în partea a doua. Am revenit la Facebook-ul de astăzi, în pauză vorbeam de problema băncilor, unul din colegii din platou sesiza faptul că dacă te duci să ceri un credit, se face o analiză, ți se dă răspunsul după câteva zile dacă ești sau nu eligibil să faci afaceri cu banca, nu? Dar dacă te duci să zici, am depus niște bani la voi aici, pac, imediat, pe loc, nici nu se discută. Mă rog, asta am putea spune că face parte din domeniul secular al vieții. Adică genul ăsta de gândire lumească, interesată, profitoare, am zice noi chiar. Mai trist este când vezi că genul ăsta de atitudine intră și în lumea religioasă. Am avut două zile de mare sărbătoare la București, dealul Patriarhiei a fost... străbătut de multe gânduri de evlavie și de cinstirea Sfinților Dimitrie, cel mare mucenic din Tesalonic, dar și Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, ocrutitorul Bucureștiului. Unde este lume multă, sunt și ispite multe în mintea unora. De exemplu, autoritățile au descoperit printre pelerini călugări falși. Niște oameni puși pe căpătuială, care pur și simplu încercând să exploateze evlavia, dar și dintr-o nebunie, vom vedea imediat într-un material filmat, și dintr-o nebunie religioasă, nu în sensul autentic și strict, ci în sensul patologic, umblau liber pe acolo, pretinzând că sunt ceea ce de fapt nu erau, adică preoți sau călugări. Haideți să urmărim materialul video de pe știrile Pro TV. În număr mare a urcat, din păcate, dealul mitropoliei și cei fără frică de Dumnezeu. Priviți-l pe acest așa zis călugăr, suspectat de înșelătorie. El a fost surprins de patrula călare a municipiului București în timp ce ținea predici în mijlocul credincioșilor și primea bani pentru asta. Prima dată e calm, convins că polițiștii n-o să-l identifice. Când părea să scape basma curată, cei de la Patriarhie confirmă că minte, moment în care devine agresiv. Anatema, drage, și ție și ție. Amin. Să știi ce înseamnă. Nu mai sunteți călugări dacă așa procedați. Apoi își face de mai multe ori cruce deasupra capului, dar pentru că nu reușește să fie convingător, face tot ce-i stă în putință să se șteargă imaginile. Interesant este faptul că toți acești falși călugări reușeau să strângă destul de mulți credincioși și să-i păcălească și să primească bani de la aceștia. Am mai înregistrat aceste cazuri cu minori surprinși în timp ce furau obiecte de cult din zona târgului. Dincolo de toate aceste neplăceri, Sfânta Liturghie din această dimineață a fost impresionantă. Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului și Patriarhul Daniel l-au cinstit pe Sfântul Dimitrie cel Nou, cel căruia este închinat acest pelerinaj. Mii de credincioși s-au bucurat de sărbătoare și au așteptat răbdător să ajungă în fața raclelor. Veniți noi să ne rugăm la Sfântul ca să ne
dea Dumnezeu mântuire. Parcă ești alt om când atingi Sfintele Moaștii, ești mai pleci cu bucurie așa imensă. Delegația Patriarhiei Ierusalimului cu icoana în care se păstrează un fragment din Sfânta Cruce se va întoarce în Țara Sfântă în această seară. Însă aici, pe dealul Patriarhiei, rămân și mâine spre închinare moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale domnitorului martir Constantin Brâncoveanu. Până acum, pe dealul Patriarhiei s-au perindat peste 50.000 de credincioși. Da, n-am ales degeaba acest subiect, pentru că personajul respectiv, călugărul fals pe care l-ați văzut în imagini, să știți că se plimbă și prin Constanța. Și fiți cu băgare de seamă că prima dată e calm, dar după aia devine agresiv. Ați văzut și pe imagine. Adică are așa o nebunie a lui, crede că el e Dumnezeu pe pământ și că ce spune el trebuie să se și facă. A fost interesantă afirmația numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului să fie alb filmul. Dar dacă ar face Dumnezeu câte nebunii avem noi în cap, cred că ar fi... Atenție! Deci vedeți că personajul respectiv bântuiești prin Constanța și oriunde e o mare adunare de asta, te trezești cu el pe acolo. Aveți mare grijă pentru că sunt într-adevăr oameni care n-au frică de Dumnezeu și încearcă să exploateze evlavia. Domnului intervievat îi se părea interesant că reușise să strângă niște bani de la credincioși. Păi, acum doar nu o să mă duc să legitimez. Stai și te gândești că atunci când ești un om credincios cu frică de Dumnezeu, ai încredere că omul care se pretinde a fi lui Dumnezeu din fața ta nu te minte. Da, dacă și oamenii bisericii sau falși oamenii ai bisericii pretind că sunt cinstiți în numele lui Dumnezeu, dincolo de asta ce mai rămâne? Și atunci, sigur, credincioșii nu se duc să spună mai întâi legitimația și apoi mai vorbim. Deși există o decizie a sinodului că genul ăsta de a cerși în public nu este caracteristic bisericii și trebuie să dispară. Dar la marile adunări ce se face, e greu să supravegheze atâta lume uneori. Mai problematic este că avem în interiorul bisericii și așa numiți preoți, care sunt, într-adevăr, preoți hirotoniți, dar care practică magie și vrăjitorie, culmea, în numele credinței. Și sigur că aceștia, când sunt descoperiți de către autoritățile bisericești, imediat sunt pedepsiți și se transformă în niște rascolnici la adresa Bisericii Ortodoxe. Iată un articol pe doxologia.ro care vorbește de preoții care, în loc să se dovedească fidel slujitori ai lui Dumnezeu, luptând cu toată fermitatea pentru oprirea practicilor magiei și a fermecătoriei, a vrăjitoriei, ei înșiși devin a doima vrăjitorilor și ghigitorilor orbiți de dorința de câștiguri nemeritate, faime sau mândrie. Este vorba de practica aceasta a deschisului cărții. Culmea este că sunt și credincioși care încurajează preotul care a scris acest articol, a nimerit astfel de credincioși și în momentul în care a încercat să le explice că nu e bine, nu e normal, nu e canonic, nu e ortodox ceea ce doresc dânsii, s-au luat la ceartă cu el. I-au zis că nu știe el regulile astea bisericești, e un năimit. Adică ajung credincioșii să-ți facă teorie, cum ar veni. Da, trebuie să fim foarte atenți pentru că există această ispită a te crede că l-ai pe Dumnezeu la degetul mic. Noi suntem slujitori ai lui Dumnezeu, dar nu ne transformăm în manipulatori ai lui. Adică nu înseamnă că eu acum, dacă sunt preot al lui Dumnezeu, am așa o putere magică și ce mă taie pe mine mintea, ce îmi trece mie prin cap, fac așa un fel de glob de magie și zbang cu el, lovesc pe oricine, îi transform acum pe cei din regie hocus pocus în zâne. Sau mai știu eu ce. Vă dați seama, adică, sau le deschid cartea, că există această ispita multora să-și afle viitorul. Fraților, viitorul ne stă în puterile noastre. El va fi după cum ne-l aranjăm, după cum ne-l pregătim, după cum ne-l însămânțăm, cum ar veni. Că cine seamănă lucruri bune primește bune, cine seamănă lucruri rele va primi rele. Dincolo de sigur, cazurile și accidentele în care ar putea fi discuții. Părinții bisericii, cum e de exemplu Sfântul Vasile cel Mare, pedepsește foarte aspru pe vrăjitori, inclusiv
pe clericii care se dedau la practici oculte. Canonul 72 al Bisericii spune cel ce se dedă vrăjitorilor sau unor ca acestora se va canonisi cu canonul ucigașilor, fiind oprit de la cele sfinte de la 10 la 20 de ani. Asta a pățit un preot al bisericii noastre când a dat de niște credincioși care au solicitat să-i deschidă Evanghelia. Practica deschisului Evangheliei, ca să o spunem pe românește, nu este ortodoxă. Gata, am lămurit-o. Mare atenție și la vinul pe care îl cumpărați de pe piață. Este toamnă, cu ceva vreme în urmă s-au cules viile, acum vinul e pe cale de a se face, ar trebui să începem să ne bucurăm de roadele viței de vie, numai că și aici intervin șarlatanii, oameni care pun strugurii doar pe etichetă, înăuntru fiind vorba de amestecuri periculoase pentru sănătate de chimicale. Vinuri ieftine și de proastă calitate au inundat piața românească, avertizează viticultorii. O băutură ce se vinde la jumătate din prețul de producție al vinului adevărat înseamnă de fapt un amestec de apă, zahăr și arome cu gust îndoielnic și dăunător pentru sănătate. Nici vinul vândut pe marginea drumului nu este mai bun. Atenție că există și această înșelătorie. Sunt producători care stau cu sticlele de vin, chipurile pe marginea drumului și unii pasageri opresc pe acolo, unii trecători opresc acolo și luăm de aici, știi că e de la particular, nu e de la de cramă tratat, e aici, a făcut la el în beci. Numai că și beciul lui nu prea știi ce conține. Haideți să urmărim. Pe mine mă costă 10 lei să-l vând. Sunt cheltuieli legate de transport, distribuție în special, și alte cheltuieli care vin să crească prețul. Un vin la 10 lei trebuie să apară normal la 15-16 lei, până în 20 de lei. Mai mult, un vin care nu este natural nu are nici culoarea, nici mirosul unuia de calitate, spun specialiștii. România e inundată de vin fals. Vin care se face din apă, alcool, zahăr și arome. Dacă vinul are culoarea spre brun sau chihlimbariu, din start înseamnă că este un vin oxidat. Cu toate acestea, puțini sunt românii care țin cont de aceste sfaturi atunci când merg la cumpărături. Dorește să scoată puțin bani din buzunar. Nu știe de cele mai multe ori cum să-și aleagă un vin. După mine, vinul bun ar trebui să coste cât mai puțin. E vorba și de design, de etichetă. Aici sunt chestii de marketing mai mult. Prețul, nu mă uit nici la un preț foarte ridicat, dar nici ceva foarte scăzut. Producția de vin a României este mai mică anul acesta cu aproape un sfert față de anul trecut din cauza vremii rele. Viticultorii au în butoaie puțin peste 4 milioane de hectolitri. Cu această cantitate suntem pe locul 12 în topul mondial al producătorilor. Adevărul că e și o provocare aici, pentru că ați văzut vinul ăsta, a intrat și în magazine. Te uiți la sticlă și ce te convinge? Eticheta, culoarea, forma sticlei? Că de gustat nu poți să-l guști, să-ți dai seama cu adevărat ce e. Și trebuie să-l cumperi, n-ai ce face, adică cum îl guști? Da, de asta unii sunt atrași de producători ăștia particular, că pot să deguste, știi? Și să duc și fac o degustare și dacă le place, bineînțeles, cumpără. Am avut și noi cazuri pe aici, prin județul Constanța, parcă la Mihail Cogălnicianu, nu depistaseră autoritățile, o fabrică de asta clandestină în care amestecau oamenii apă cu chimicale, cu tot felul de lucruri pe acolo, știi că făceau băutură de calitate. De altfel, în România e celebră, imediat după Revoluție, apăruse rachiul de pufoaică, știi, se distila pufoaica pentru că pufoaica avea în compoziție niște esteri din ăștia tari, aia se transforma în alcool și distilai pufoaica și era un alcool, bine, mare pericol pentru sănătate, dar pentru băutorul profesionist îl termina, îl mulțumea din prima, știi cum ar veni. Ca asta, băutorul profesionist vrea să fie mulțumit repede, adică să devină repede în stare bahică. În vremea asta, în timp ce noi ne luptăm cu contrafăcutul și în religie, și în alimentație, și în îmbrăcăminte, că și acolo avem probleme și în multe momente, iată, Occidentul are o altă problemă. A apărut prima fabrică fără personal uman deschisă în Germania
Și asta este doar piatra de temelie, spun reprezentanții, adică o fabrică aproape complet robotizată. Începe o nouă epocă în istoria umanității, industria fără operatori umani, robotizarea, gradul de automatizare atinge cote din ce în ce mai ridicate în industrie. Problema este ce fac oamenii în vremea asta. Dacă automatizăm totul, ce fac oamenii? Adică, sigur, din punct de vedere al industriașului e bine. Factorul de eroare umană este scăzut, mașinile își fac treaba, profitul e mai bun, că nici nu mai plătești bani cu salarii și cu astea, nu mai ai nici probleme sociale, greve, mai știu eu ce, când decizi vreo reducere sau nu știu ce. Cum facem? Dar hai să încheiem o zâmbetire. Asta e o temă, o vom mai discuta, să știți că tehnologia se dezvoltă, e un început, cum a zis bine știrea, e o temelie, ăsta e un început. O să auzim și de automobile care se conduc fără șofer și așa mai departe. Încheiem cu o zâmbetire, dacă am început cu domnul premier Victor Ponta, o să încheiem tot cu domnul Victor Ponta, care între luptele sale ministeriale pe care le are, cea de premier, mare o luptă cu acciza la pălincă. Adică era o problemă a României, acciza la pălincă va fi eliminată din 2015, vom avea o bătălie juridică cu Comisia Europeană. Deci România se pregătește să se bată politic și juridic cu Comisia Europeană, care sigur a instituit acciza la băuturile alcoolice, pălinca fiind băutură alcoolică. E bine, acciza la pălincă se vrea fi eliminată, spune premierul, pentru că există o țară vecină a României care a avut o problemă cu Comisia Europeană și a pierdut procesul. Noi am găsit însă o soluție și deja s-a introdus, e la Camera Deputaților, o soluție pe care noi o considerăm compatibilă cu legislația europeană prin care se scoate acciza la pălincă. Dar de ce e așa mare nevoie să scoatem acciza la pălincă? Probabil micul producător să nu mai fie atât de împovărat, nu? Comisia ne-a transmis că dacă facem ca Ungaria, nu este de acord, iar noi am găsit o altă soluție juridică. Cu siguranță va intra în vigoare la 1 ianuarie, dar tot cu siguranță vom avea o bătălie cu Comisia Europeană. Sigur, poate că fiind în campanie electorală, e nevoie să ne arătăm că suntem în stare să ne batem și cu Comisia Europeană. De altfel, premierul a mai avut într-un discurs electoral această poziție de a fi demn în fața unei Europe care pare că ne înghite și ne subjugă din ce în ce mai mult. O să vedem dacă reușim să scoatem sau nu acciza la pălincă. Problema e măcar să avem pălincă serioasă, adică să nu mai facem pălincă din... tot așa din chimicale, din temerice, că și aici pe piața băuturilor spirituoase și aici există o problemă. La ora actuală, codul fiscal prevede faptul că cel mult 100 de litri de produs pe gospodărie individuală poate exista pentru a fi neaccizat. Ce e mai mult de atât, se accizează, spun știrile. Și este o reglementare europeană. Vom vedea până la urmă ce va fi, dar mi se pare simbolic faptul că ne luptăm cu acciza la pălincă. Poate ne vom lupta și cu acciza sau cu taxa la cârnați. Că pălincă fără cârnați, nu știu dacă merge. Atât din Facepress-ul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem cu drag mâine la Facepress de la aceeași oră pe Neptun TV și Radio Dobrogea. Toate cele bune. Doamne ajută!